άλλο, τα. Α, βίτα. Άλλο. Άλλο να νεβάει ένα τόρτο. Τι. Am zis că am nevoie de ajutorul tău. Ia zi-mi, îți place pateul din gâscă sau ăla vegetal? Vegetal. Bun, atunci am să iau 200 vegetale. Ce? Ai zis că iei 200 de pateuri? N-ai văzut ce se întâmplă? Avem coronavirus în țară și epidemie mare și trebuie să facem cât mai multe provizii ca să stăm în casă. Păi mă, omule, și tu iei 200 de pateuri? Da, mai ai dreptate, și eu îți băbălău. Iau 250. Hă? Da, că alte conservi n-am mai găsit, dar fii atentă. Sună-l pe Sudoru Viorel. Că am luat peștii și am luat și un butoi de tablă. Să vină, după ce punem peștii din butoi, să vină să ne sudeze capul la butoi, ca să țină mai mult pește, da? Stai, să sudezi butoiul... Mămule, tu te-ai stricat la cap? Eu nu, dar peștii de la cap se strică și de asta trebuie să sudăm butoiul. Am luat și apă, am luat vreo 400 de litri, dar tu umpli ca, dar umpli gălețele, că nu știi când o bebi tata. Păi iubi, dar cum să cumperi atâta apă? Mai mult nu am găsit. Da, încă o întrebare. Preferi zahăr pudră sau vanilat? Pudră. Aoleu, bă, n-am luat decât vreo 30 de kg, dar nu-i problemă, îl putem îndoi cu făină, îl facem din două. Jesus, păi și făină cât ai luat? Omoară, omoară pentru corona. Cine te omoară? Nu mă, omoară, am semnat contract cu omoară să ne livreze toată făina pe care o produc ei. Au și un slogan, pentru o viață sănătoasă, nu mai ieșiți băi din casă. Și am mai cumpărat și 24 de tigăi și 12 oale. Păi ce faci mai cu 24 de tigăi? Păi iubi, dacă vine apocalipsa și vin zombii corona, noi cu cine protejăm de ei? Trebuie să ai să-i dai o tigaie în cap, nu? Dumnezeule! Și cum mi-ai zis, am mai luat și un baton lion de cereale. Acum doar un baton lion de cereale? Nu, nu, un batalion de cereale. Am un batalion de șoferi de tir care livrează cereale și am vorbit cu ei și toată marfa o duc la noi. Bine, hai că vin. Tu fii atent că am luat și un brad. Să pregătești ornamentele din timp când, nu știu, cine știe cât stau în casă, poate prindem și Crăciunul. Bumule, tu n-ai trecut nici de Paște și deja te gândești la Crăciun? Ai dreptate. Iau și 14 miei, că este un ciopan pe care îl știu eu și ăla are turmă. Și vorbesc jumătate turmă. Bine, fii atent. Mie mi se pare că exagerez foarte mult cu virusul ăsta. Și în plus, de unde o să plătim toate astea? Ei cum? Simplu, mi-am făcut credit pe 30 de ani. Nu ne mai cumpărăm casă, dar na, avem provizii. Plus că aia de la bancă, dacă nu-și fac și ei provizii, nu o să supraviețuiască. Și mai trebuie să dăm bani înapoi, că nu mai avem cui. Iubi, știi care-i treaba? Mie mi se pare că isteria e mai rea decât virusul. Pentru că dacă iei virusul, faci febră, dar ți-i rău o perioadă. În schimb, dacă ești isteric, faci provizii, faci datorii și ți-i rău o viață întreagă. Oricât de rău ar fi virusul ăsta, tot de prostii trebuie să ne ferim cel mai mult.